bezele cu rom și ciocolată, fără cuptor, deci fără coacere, uscate. În aer uscate la temperatura camerei. Un deliciu! Ia uitați, bezele umplute. Bezele umplute cu Nutella. Un deliciu! Și să gustăm, să vedem cât sunt de bune. Delicioase. Delicii, să încercați.
Le-am și umplut cu Nutella, dar le puteți umple și cu fel de fel de creme. Vedeți? Așa arată. Ele sunt fără cuptor, sunt uscate în aer. Făcute și cu poșul. Le puteți da orice fel de formă doriți. O să le scoatem de pe... Vedeți? Ele se usucă foarte bine. Uitați, le-am pus și puțină ciocolată și în interior au rom. Și o să le scoatem și o să le punem pe un platouaș. Să luăm. Vedeți, ele sunt lipite pe hârtie. Se pun cu poșul direct pe, și le dăm formă pe hârtie de școală și se, pur și simplu se dezlipesc, vedeți? Și dacă sunt umede de dedesubt, le puteți uni două câte două, nu este nevoie de amidon. Și le așezăm așa pe un platou, așa, vedeți? Așa frumos aici le așezăm pe toate, ia vedeți. Și acum o să le punem pe toate. Vedeți? Și le dezlipim. Ia uitați, sunt uscate. Vedeți ce frumoase sunt? Aceasta este deja dezlipită. Puteți face și trandafiraș. Ia uitați. Și dezlipim. Imediat o să le și umplem. Uitați. Așa. Le dezlipim. Acestea o să le și umplem. Și am să iau puțină Nutella. Așa. Și o să le umplem. Puteți pune orice fel de cremă doriți. Punem așa puțină Nutella. Dacă ați ști ce bune sunt, le-am pus rom în interior. Rom și ciocolată, vedeți? Și le unim. Și le așezăm așa aici. Vedeți? Acestea o să le umplem. Vedeți? Și punem puțină Nutella. Și acum le unim. Uitați. Bezele. O să și rupem să vedeți cum arată. Și acestea le puteți lipi și uni cu... Vedeți, sunt uscate. Bine ați venit! Acestea sunt făcute în direct cu și acestea. Vedeți? Și acestea le putem umple. Uitați. Și să le umplem și pe acestea. Foarte delicate. Ia uitați. Și le unim așa frumos. Vedeți? Ia uitați-le. Așa.
și le așezăm așa aici. Cum spuneam, le puteți umple cu fel de fel de creme. Și le puneți pe hârtie de copt, le dați formă și apoi le lăsați să se usuce la temperatura camerei. Ia uitați, vedeți? Așa arată. Să le umplem și pe aceste două. Și după ce terminăm aici, ieri am făcut împreună cu voi în direct aluatul de țărățele și eu astăzi vreau să le dau o formă de grisine și le dăm prin susan. Vedeți? Ia uitați. Așa. Și le așezăm așa aici. Acum să scoatem și celelalte. Și le așezăm. Cum am spus, ele sunt uscate, le puteți pune unele peste celelalte. Nu este nevoie să le dați prin amidon. Și micul meu secret este acel vârf de cuțit de bicarbonată de amoniu. Așa. Pe care noi îl punem în această bezea, vedeți? Și să tragem, ia uitați ce mai am eu aici. Vedeți și acestea sunt. Le-am făcut așa și puteți pune cremă și le puteți și uni dacă doriți. Ia uitați. Așa, și voi da deoparte. Ia uitați, am făcut și trandafirași. Ia uitați ce frumoase sunt. Așa. Ce mai avem noi aici? Cele făcute în formă de steluță. Uitați. Și acestea le putem uni două câte două. Vedeți? Așa. Și acum voi da deoparte și să facem sărățelele. Uitați ce minunății avem noi aici. Vedeți? Sunt un deliciu. Și cum v-am arătat, se rup foarte ușor, sunt crocante. Și bine ați venit la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Vom avea nevoie de 120 de grame de albușuri, deci de la 3 am cântărit, de la 3 ouă din acele mari sau 4 mai mici. Deci 120 de grame, 50 de grame de zahăr pudră. Acestea două le vom bate. Și apoi vom mai avea nevoie de o linguriță de zeamă de lămâie și un vârf de cuțit de bicarbonat de amoniu. Dacă doar doriți puțin. Să dați o aromă de vanilie, de rom, puteți adăuga și arome aici în vas. Apoi vom face un sirop din 250 de grame de zahăr tos cu 80 de apă și vom pune apa fierbinte peste zahăr și apoi vom pune pe foc. Și acum să începem. Voi pune albușurile aici în vas. Și să ne apropiem și luăm albușurile și le punem în vasul nostru aici. Vedeți? Hop. Și le-am pus în vas. Și acum vom lăsa în jos și vom începe să batem albușurile noastre.
Vedeți, au început să se bată, s-au spumăluit. Și acum vom adăuga zahărul nostru pudră, puțin câte puțin. Am să dau mai întâi puțin. În două reprize am să le dau. Și amestecăm. Și le adaug și pe celălalt care mi-a rămas. Și acum voi opri, voi ridica în sus și voi da zahărul pudră de pe pereții vasului. Așa. Luăm zahărul care s-a dus pe pereți și îl dăm aici în jos. Și acum mixăm. Și să facem siropul nostru cât se bate bine zahărul cu albușul. Și vom pune zahărul pe foc împreună cu apa fierbinte. Vedeți? Apa fierbinte peste și deschidem focul. Și voi lua un vârf, pur și simplu un vârf de cuțit, puțin. Ia uitați, așa, foarte puțin. Și voi pune aici în vasul meu, cu puțină zeamă de ce lămâie plăcutească. Vom măsura temperatura cu un termometru. Cu 120. Și să mergem până la 124, 25, apoi 24. Ia uitați. Și am ajuns la 125 în firele. Așa. Am închis. Acum, peste bicarbonatul nostru de amoniu, voi pune puțină zeamă de lămâie, cam o lingură, o linguriță. Și voi amesteca puțin, vedeți? Voi amesteca puțin și voi pune totul aici. Amestecăm bine. Ne apropiem de mixer, încet, încet, am să dau puțin deoparte. Așa, iar uitați cum arată. Vedeți? Așa. Și acum vom pune totul în încet, încet, așa ca un fir de ață. Și voi da încet, încet aici, aproape. Ia uitați albușul cum arată, așa, ca un norișor trebuie să fie. Vedeți că nu cade de pe paletă? Așa. Și acum adăugăm siropul. Să vedem cum arată. Ia uitați! Uitați cum arată spumica noastră. Așa, vedeți? O lăsăm să se răcească puțin.